Elevii școlii generale Regele Mihai I vor începe anul școlar într-o unitate de învățământ nouă, dotată cu mobilier și aparatură de ultimă generație. Clasele care văd că ați terminat-o, e gata, ce lucrări ați făcut aici? Am înlocuit termofanele, fiind tâmplărie de lemn, ușile, de asemenea, parchetul, s-a înlocuit cu totul, cu folie. Noi avem aici eficiență energetică. Exact, eficiență energetică, da, termosistemul pe exterior, instalațiile electrice de la zero, prize, exituri, lămpi noi. Da. La instalația, văd că asta era făcută, nu? Instalația sanitară. Nu, este... Și ai făcut-o tot nou? Da, da. Da, da. Da. Mobilierul deocamdată e cel vechi, urmează da. Că eu știu că avem și dotări aici. Urmează, da. Da. Apare și mobilier, și aparatură, calculatoare, videoproiectoare, table noi, dulapuri. Da, dar nu suntem pe ăsta... Pe ambele. Pe ambele. Pe ambele. A, deci ați prins și una da, și alta. Ați completat da. Cu am ce completat nu am cu... Cum e doamna directoare? Sunteți mulțumită de foarte lucrări mulțumită. Și de... Doamne ajută, foarte mulțumită și abia așteptăm să începem... Câți copii aveți? ...noua școlar. Avem 351 de elevi. 351? Da, primari și gimnazial. Reușim să terminăm toate clasele până începem anul școlar. Da, suntem avansați. O să ajungem în vârful celălalt. Deci asta e o veste chiar bună. Printr-un proiect european, clădirea și curtea interioară a școlii au intrat într-un amplu proces de reabilitare și modernizare. Se lucrează și la partea exterioară a clădirii, dar și la interior, acolo unde se reface în totalitate rețeaua de termoficare electrică și instalațiile sanitare, dar și acoperișul clădirii. Din toamnă, elevii se vor bucura de clase dotate cu mobilier și aparatură performante, obținute tot prin fonduri europene. Lucrare destul de complexă, vorbim de aproximativ 1 milion de euro, 5 milioane, dintre care 3.800.000 sunt pe bani europeni, 1.200.000 pe banii primării. Vorbim de lucrări în interiorul școlii, în fiecare clasă avem lucrări, vorbim de lucrări în exterior, am refăcut o parte din acoperiș, am pus tâmplărie nouă de PVC. Dar în același timp vorbim și de un al treilea aspect legat de dotări. Fiecare clasă va fi dotată cu mobilier, vom avea table noi, vom avea proiectoare pentru fiecare clasă. Vorbim de, repet, o lucrare complexă, o lucrare care era necesară în acest moment la Școala Generală Regele Mihai sau Generală 11, cum o știm noi, pentru că sunt aproximativ 400 de copii, aveau nevoie de aceste reabilitări. Educația pentru mine personal și pentru echipa pe care o conduc este o prioritate, ne-am implicat. Acum, intrând în problematică, vorbim în fiecare clasă de refacerea instalației electrice, refacerea instalației sanitare, schimbarea ușilor de acces. În același timp, la nivelul întregii școli, avem grijă ca ea să arate cum trebuie să arate o școală modernă și civilizată. Școala Generală Regele Mihai I a intrat în reabilitare totală. S-a lucrat atât la partea exterioară a clădirii, cât și la interior, în sălile de clasă. În continuare, muncitorii lucrează la reabilitarea pereților și a podelelor, la schimbarea instalațiilor sanitare și electrice. Până în septembrie, când se întorc elevii în bănci, clasele vor fi și ele dotate cu mobilier și aparatură nouă. Da, avem 350 de elevi care studiază într-un singur schimb. Avem două corpuri care au intrat ambele în reabilitare. Un corp de clădire deja este gata, urmând să primim doar mobilierul și aparatura electrotehnică, asta însemnând videoproiectoare, calculatoare la fiecare clasă, laptopuri pentru profesori și sperăm că în toamnă vom da drumul și la corpul celălalt, corpul pentru gimnaziu, astfel încât să putem începe un an nou școlar în condiții normale. Că ne-am chinuit un pic, dar tot efortul a meritat. Ce înseamnă această reabilitare pentru școala dumneavoastră? Cum arăta înainte? Școala este nemodernizată de 20 de ani și am avut norocul prin prisma domnului primar și a primăriei să prindem un proiect european, astfel încât să avem și noi condiții moderne, să ne putem desfășura procesul instructiv-educativ după standardele europene.
În plus, s-a mai alocat suma de aproximativ 1 milion de lei de la bugetul local pentru refacerea acoperișului corpului 1, afectat de infiltrațiile de apă, precum și pentru înlocuirea radiatoarelor din corpul 1. Pentru reabilitarea școlii generale Regele Mihai I, municipalitatea a tras fonduri europene în valoare de 5 milioane de lei. Lucrările la această școală ar urma să fie gata în luna septembrie. Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, a acordat întotdeauna o atenție deosebită în domeniul educațional. Tocmai de aceea a reabilitat și modernizat unitățile de învățământ din orașul nostru, pentru ca elevii să poată studia în cele mai bune condiții.